de-a patra ediție a campionatului de viteză în coastă de la Cărbunești a fost un eveniment cu adevărat reușit. 62 de piloți au demonstrat abilitățile șoferești susținuți de un mare număr de spectatori. Competiția s-a desfășurat în condiții normale, fiind lipsită de evenimente neplăcute. A fost etapa a patra din cadrul campionatului de viteză în coastă, Cupa Stejeret, care s-a ținut pe 8-9 octombrie. Pe 8 octombrie am avut înscrierile. Am făcut revizia tehnică la mașini și pe 9 a fost concursul. Câți participanți s-au prezentat? Am avut 62 de participanți, dintre care 2 au fost forlighteri, deci deschizătorii aceia de drum, K1 și K2, și 60 de participanți, 60 de piloți la clase diferite. Am avut clase de piloți nelicențiați din Campionatul Național, deci, cum le spunem noi, piloți pentru o zi, piloți care n-au licență. Am avut clasă de 6 clase, am avut clase de fete, am avut clase de juniori și am avut clase de diesel până în 3.000 de centimetri cubi și peste 3.000 de centimetri cubi. Noi, în regulamentul particular, i-am spus clasa I1 și clasa I2. Am avut și piloți licențiați, am avut 3 clase de piloți licențiați, clasa A2, A4 și A6. Deci clasa cea mai mare este clasa A6, care motoarele sunt peste 3.000 de centimetri cubi. Noi am făcut un regulament particular, să zicem, venim cu regulament particular vechi, care nu se mai practică acum în campionatul național. Dar am încercat că pentru mașinile care nu sunt pregătite și pregătite cu în campionatul național mașini de curse, să putem să le dăm posibilitatea ca să vină la acest eveniment. Numărul mare al participanților, cât și al celor care au venit doar pentru a viziona acest campionat, i-a adus o mare bucurie organizatorului Constantin Ciufrilă, consolidându-i ideea de a continua să organizeze astfel de competiții pentru pasionații și iubitorii de mașini. A fost un eveniment reușit, zic eu, pentru că deja, fiind a patra etapă din cadrul campionatului de viteză în coastă, n-am avut probleme, deci a decurs foarte, foarte bine, adică n-am avut evenimente, am avut un singur băiat care a avut în ultimul viraj de pe dreapta, acolo a ieșit puțin în decor, dar pilotul n-a avut nimic, nu s-a întâmplat nimic, mașina puțin șifonată, dar n-a fost, să zicem, să fie o problemă. Deci cred că cei care vin sunt, cred că unii dintre ei au fost la prima etapă care au venit, ceilalți sunt vechi, să zicem, cred că la a patra etapă au învățat traseul, au fost foarte cuminți, am avut mașini foarte, foarte puternice, vă spun, foarte puternice și ce mă bucură foarte mult, avem foarte, foarte mulți iubitori, vă spun, atât de mulți iubitori acestui sport, spectatori care, gândiți-vă că orice pilot, și eu ca organizator mă bucur pentru că sunt mulți care vor să ne vadă acolo și vor să vadă pe acest piloți la volan, să vadă maestria lor. Și de aceea vă spun că cred că a fost un eveniment reușit și eu mă bucur pentru acest eveniment. Am avut destul de multe mulțumiri și din partea, să zicem, a piloților și din partea spectatorilor și din partea, să zicem, primăriei Cărbunești, care ne-a ajutat și vreau să-i mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar, care a fost un participant
la acest eveniment și chiar a fost foarte, foarte frumos și asta mă bucură și pe mine. Ne bucurăm că printre noi au fost și debutanți, au fost și juniori, au fost și fete, au fost și oameni care pentru prima dată s-au gândit să intre într-o asemenea competiție pentru distracție, pentru adrenalină, pentru a face ceva foarte frumos aici la Târgu Cărbune și noi credem că a ieșit o ediție absolut senzațională. Pentru participare avem aici o cupă și premiile necesare. Pentru componentul For Lighter, Elvis Valica. Tot pentru participare s-a înscris pentru prima dată pentru că a simțit nevoia după 3 ediții. Nu mai putea sta pe margine și s-a gândit să intre în concurs să vadă cum este. Și chiar a obținut un timp foarte bun la debut. Este viceprimarul orașului Târgu Cărbunești, Cosmin Brujan. Aplauzele voastre, domnul vice, și pe prima poziție, nu e o problemă. Și prima poziție în clasamentul Open pe Audi RS3. A intrat cu numărul 9 în concurs Alexandru Roman. Clasamentul Open așadar, pe locul 3 Daniel Burlan, 2 Cristinel Sârbu și pe prima poziție Alexandru Roman. Aplauzele voastre!